Claudia și bine ați venit în bucătăria mea. Vreți să facem împreună tiramisu fără ou, fără coacere, o prăjitură pe care să o montați în maxim 10 minute, dar care să fie absolut delicioasă? Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Avem nevoie de un pachet de pișcoturi, 400 de grame de mascarpone, 400 de mililitri de frișcă lichidă, 3-4 pliculețe de nes, esență de vanilie, cacao pudră și 500 de mililitri de cafea tare, îndulcită, rece. Puteți face rețeta și la jumătate, înjumătățind cantitățile. Pentru început, punem peste nes puțină cafea și amestecăm bine cu o linguriță până la dizolvare completă. Apoi, într-un bol adânc, punem crema mascarpone, smântâna lichidă, nesul dizolvat, esența de vanilie. Opțional, dacă doriți, puteți să mai adăugați 2-3 linguri de zahăr, dacă vreți să fie un picuț mai dulce crema. Pentru început amestecăm cu o lingură, pentru că această compoziție este subțire și dacă băgăm din prima mixerul, riscăm să sară în toată bucătăria. Apoi folosim mixerul la viteza cea mai mică până începe să se îngroașe puțin compoziția. Apoi, după ce a început să se îngroașe, dăm la viteză din ce în ce mai mare și mixăm până se formează crema consistentă. Poate dura această operațiune până la 3, 4, 5 minute chiar. Atunci când crema este gata, ne pregătim să montăm prăjitura. Punem cafeaua într-un castron mai adânc, apoi aducem tava pe care vom monta. Eu folosesc o tavă pe care am cumpărat-o odată cu scurgătorul de vase de pe chiuvetă de la bucătărie. Eu nu îl țin această tavă sub scurgător și o folosesc în general la montat prăjiturile mai mari și la acelea cu foi coapte pe fundul tăvii. Apoi luăm fiecare pișcot și îl cufundăm pentru o fracțiune de secundă în cafea și le așezăm pe rând pe platoul nostru, unul lângă altul. După ce am așezat frumos primul strat de pișcoturi, punem deasupra jumătate din cantitatea de cremă și o întindem uniform cu un cuțit. Apoi repetăm. Facem exact aceeași operațiune cu pișcoturile, creând al doilea strat.
Apoi adăugăm deasupra și restul de cremă, pe care o uniformizăm și pe aceasta, frumos, cu cuțitul. Pentru a finaliza prăjitura noastră, cu ajutorul unei strecurători, pudrăm cacao din belșug pe toată suprafața prăjiturii. Și gata, prăjitura noastră! Vedeți? Foarte ușor, foarte rapid și vă garantez că este absolut delicioasă. Trebuie lăsată la frigider pentru 4-5 ore, de preferat chiar peste noapte, și va fi extraordinară. Dacă v-a plăcut rețeta mea, nu ezitați să dați like, să dați share, adică să distribuiți rețeta și pe pagina personală sau pe grupuri pe unde sunteți. Poate fi o idee grozavă pentru unul dintre prietenii voștri, care apoi s-ar putea să vă mulțumească. Dacă vreți să și croșetați alături de mine, intrați pe canalul meu Crochet Your Life. E un canal de croșetat unde puteți găsi multe idei care s-ar putea să vă placă. De ce nu? Dacă vă plac ideile mele, puteți să vă abonați și pe canalul acesta și pe canalul de croșetat. Nu vă costă absolut nimic. Să ne revedem sănătoși și voioși pe data viitoare. La revedere!